Dacă bem mai mult vin, putem să ne și tratăm ulterior discuție pe care vă propun să avem în continuare cu doamna Paula Coman, director economic de la Antibiotice. Bun găsit! Cu o tradiție de 63 de ani, Antibiotice reprezintă elita companiilor românești și un producător farmaceutic de renume internațional. Unul dintre cei mai importanti producători români de medicamente generice este și o companie listată la Bursa de Valori București, asta știți cu siguranță. A anunțat recent și o nouă extindere în afara țării, și anume în Ucraina. Și apropo de viața românilor, cu o speranță de viață în scădere și un consum de medicamente în creștere, deși poate românii nu par cei mai bolnavi sau nu sunt cei mai bolnavi din Europa, preferă să cumpere mai multe medicamente. Bun găsit din nou! Bine v-am găsit! Bună ziua tuturor! Mă scuzați, sunt puțin rușită. Și eu. Deci, ok. Știu că ne-ați pregătit un moment simbolic prin care vom urmări mai mult din activitatea companiei. Da. Este un film de 4 minute jumătate care arată tehnologia noastră. Avem și un clip video în aceste. Propun să-l urmărim și discutăm ulterior. Da, de ce nu se aude? Ar trebui să aibă și sunet. Thank you.
traducem un pic mai mult performanța, tehnologia, excelența în acest domeniu. Pe parcursul anilor am dovedit prin profesionalism și perseverență că putem fi considerați cel mai bun producător de medicamente antiinfecțioase, iar cei 63 de ani de continuitate și tradiție susțin compania Antibiotice ca un brand recunoscut și bun în piața românească a medicamentelor, atât în România cât și în exterior. Dorim să creștem de la un an la altul, de aceea fabricăm medicamente valoroase și accesibile tuturor pacienților. Suntem preocupați zi de zi, cu perseverență, cum mai spuneam, de a crea, de a produce medicamente generice, de calitate, eficiente, care să aducă un plus de sănătate și o siguranță în administrarea acestor medicamente, dar totodată suntem preocupați de a avea grijă de mediul înconjurător și de sănătatea și securitatea muncii angajaților noștri. Ne considerăm o companie de succes care este preocupată continuu de dezvoltare, de retehnologizare și suntem conștienți de faptul că valoarea plus valoarea în această muncă o aduce atenția noastră dată inovației, cercetării, dezvoltării, în a aduce produse medicamentoase generice noi, noi tehnologii, noi fluxuri de fabricație pentru noi linii, precum și o deschidere pentru parteneriatele externe. În România suntem individualizați, ca având 79% din vânzările de produse injectabile, 95% din cefalosporinele injectabile, 27,5% din unghiuri de creme geluri, 42% din spozitoare și 99% din medicamentele destinate combaterii tuberculozei. În ultimii 10 ani am adus în portofoliu companiei noastre 98 de produse, iar în plan internațional, prin parteneriatele internaționale care le-am clădit, le-am dezvoltat zi de zi, au condus la o cifră de afaceri de 35% din valoarea întreagă, să obținem pe piața internațională, unde suntem recunoscuți cu nistatina ca și cel mai mare producător mondial, nistatina fiind un produs antifungic destinat industriei cosmetice și medicației antifungice. Avem, fabricăm și noi comprimate de nistatină, unguentul Nidoflor cu concentrație de nistatină în ea. Suntem într-o continuă dezvoltare, asta însemnând că suntem focusați pe retehnologizare și investiții. Acum, când vorbesc cu dumneavoastră, se lucrează la o investiție în Greenfield de 20 milioane de euro pentru o fabrică nouă de unguiente și spozitoare, pentru a putea fi competitivi în piața internațională, astfel încât să obținem creșteri după anul 2020, atunci când o vom pune în funcțiune. Cum ați caracteriza piața medicamentelor din România și în special în contextul taxei Clawback, pentru că a generat atât de multe discuții și avem și întrebări din sală legate de acest subiect? Mărturisesc că taxa Clawback mie personal mi-a dat cel mai mare dezechilibru
în funcția pe care o am din 2011 încoace. Este o provocare pentru noi, odată la trimestru, când vine un procent între 20 și 28% în ultimii ani, aplicat la vânzarea cu prescripție medicală din România, însemnând medicamentele destinate spitalelor și a rețetelor compensate și gratuite, taxă care trebuie să o achităm în 3 săptămâni de la momentul în care ni se comunică. Pentru anul acesta, nivelul taxei va ajunge la nivelul profitului anual. Deci, vă dați seama, o plătim o dată pe trimestru și generează un mare dezechilibru al cash-ului. Ca să dividende plătim o dată pe an, taxa o plătim o dată pe trimestru. În momentul în care a fost fundamentată ca și taxă, ni s-a comunicat că va fi o taxă care va echilibra consumul de medicamente, echilibra excesul de consum de medicamente din România, dar ea a fost judecată ca să fie pentru o perioadă de 3 ani, sunt 7 ani de atunci și nicio șansă să se diminueze, să se micșoreze sau să se schimbe. Apropo de consum, și aminteam la început că românii preferă să cumpere mai mult decât alții medicamente. Nu este chiar așa. Consumul în România de medicamente este, cred că, la o treime de consumul din Franța sau din Germania. Apetitul românilor este pentru automedicație, iar noi, în sensul ăsta, avem un proiect de dezvoltare a conștiinței pacientului în a utiliza în mod etic și corect administrarea antibioticelor. Este un proiect care îl vom lansa în decembrie, când este ziua fabricii, antibioticul mileniului 3, care spune că este foarte important antibioticul în starea de sănătate a pacientului, dar cum este nivelul lui atât de important este dat de administrarea în mod corect a lui. Iar eu sunt economist, dacă m-ar auzi colega mea medic care se ocupă de acest proiect, ar fi foarte nemulțumită că nu m-am exprimat în termen medical. Mă scuzați. Revenind la cash flow și, pe de-o parte, în contextul taxei clawback, dar pe de altă parte avem o întrebare legată de perioada de încasare foarte mare în cazul și a statului român, dar poate și a alții clienți. Cum administrați cash flow din acest punct de vedere și ce îmbunătățire există în această privință? Avem linii de finanțare revolving la bănci și în același timp avem o comunicare foarte bună atât cu clienții noștri, cât și cu furnizorii noștri, astfel încât să balansăm o parte din perioada de neîncasare a creanțelor către perioada de plată a furnizorilor. Mare parte din furnizori sunt din Europa și din Asia. Legat de investiția pe care ați menționat-o mai devreme, aceasta se realizează din surse proprii, care ar fi anumite termene la care ar trebui să fie atenți investitorii? Am contractat un credit în primăvară pentru finanțarea acestei investiții. Termenul de finalizare este trimestrul anului 2020. După ce procesele sunt validate și autorizate de Autoritatea de Reglementare în domeniul medicamentului, pentru că, țin să precizez, noi nu fabricăm, nu avem voie, legislația nu ne permite să fabricăm decât după ce ne luăm toate acreditările și autorizările pe fluxurile pe care fabricăm medicamente, fiind în vedere viața oamenilor.
De aceea, după ce validăm procesele și obținem autorizația pentru fluxuri, vom fabrica pe noile linii. Ele sunt două linii pentru unguiente și două pentru spozitoare. Amintiți mai devreme că o treime din cifra de afaceri vine din export. Da. Și am observat și recentul anunț legat de expansiunea în Ucraina. Care este în prezent prezența antibiotice pe piețele externe și planurile, sigur? Vindem acum în 75 de țări, din 5 zone, în Asia de Sud-Est, în Statele Unite, export de care suntem foarte mândri pentru că pentru asta am obținut autorizarea Autorității Americane de Reglementare în domeniu, Food and Drug Administration, autoritatea care este extrem de riguroasă în momentul în care autorizează pe piața lor furnizorii. Vindem în Africa de Sud, în Europa. Dorința noastră de a merge pe piețele externe vine atât din potențialul piețelor respective și de apetitul de consum al pacienților din zonele amintite pe produsele care le fabricăm noi și din dorința noastră de a scăpa oarecum din bucată de cifră de afaceri de această taxă, Clubec. În Ucraina deschidem acum o reprezentanță. Avem reprezentanța din Vietnam deschisă de un an și jumătate și suntem în situația în care înregistrăm produse acolo, pentru că medicamentele, regimul de vânzare a medicamentelor este unul controlat și de aceea trebuie înregistrate la autoritățile de reglementare din țările respective, după care se obține permisiunea de vânzare. Din ce va veni creșterea antibiotice în următorii ani? Cu siguranță din export. Export a piețele pe care le-ați amintit? Sau? Exact. Deci Ucraina este o piață în creștere care va acoperi... Ucraina este... Cu producție sau tot așa, doar distribuție? Cu distribuție. Ucraina este o piață apropiată în consum cu cea din România. Asta nu înseamnă că nu analizăm și piețe din Europa, Europa de vest. Țările nordice au un apetit de a consuma medicamente antiinfecțioase de talactamice pe care le producem la Iași. După aceea avem un proiect în Africa, dar asta pe măsură ce vom înainta, cu siguranță le vom face publice. Și apropo de capacități de producție, există posibilitatea și de a crea astfel de centre în alte țări? Sau? Este extraordinar de greu să faci o investiție acasă la tine, pentru că specialiștii, industria noastră este una restrictivă și foarte reglementată. Dar restrictivă în sensul în care există foarte puțini specialiști care știu să facă și fac într-un ritm suficient de bun pentru o dezvoltare continuă. Astfel încât nu ne-am pus problema încă unor fabrici într-o altă locație decât cea de la Iași. Și care credeți că ar putea ajunge ponderea exportului în totală cifră de afaceri sau câteva procente de creștere? În planul nostru de dezvoltare, care are în vedere următorii 7 ani, țintim 50% din cifra de afaceri să o facem din export. Pe o cifră de afaceri în creștere. Evident. Mulțumesc foarte mult, doamna Comăci. Mulțumesc și eu.